Aș vrea să vă spun 7 lucruri pe care să le facem în perioada aceasta grea de încercare. Primul lucru, să nu ne temem niciodată de ceea ce se tem cei din jur. Nu ne temem pentru că noi nu suntem ca ei, nu gândim ca ei, noi nu trebuie să ne fie frică de moarte, noi nu trebuie să ne fie frică de Apocalipsa, pentru că știm că Hristos este alături de noi. Avram este prima persoană care a auzit cuvântul ăsta, Altira, nu te teme. Și Biblia este plină de astfel de lucruri. Nu te teme. Don't be afraid, spune englezii. Nu te teme. Nu vă temeți de ceea ce tem sub ceilalți. Dar pentru asta trebuie să mai închidem și din telefoane și din Facebook. Al doilea lucru, lasă dragostea sa să te împrospăteze. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este cea care alungă frica. Nu lăsa să te împrospăteze știrile care sunt devastatoare la ora actuală pe rețelele media. Nu lăsa să te împrospăteze groaza, teama, frica și dragostea lui Dumnezeu. De aceea trebuie ca să ne umplem de El. Trebuie ca să fim alături de El. Și dragostea Lui ne alungă frica. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este să ne încredem în credincioșia sa. Dacă Dumnezeu a promis că ne va păzi ca pe o lumină a ochilor Lui, noi să ne încredem în El. Trebuie să fim destul de credincioși ca să ne bazăm pe ceea ce spune Psalmul 91. Trebuie să fim niște oameni care avem încredere așa cum mama, așa cum copilul are încredere când stă în brațele mamei sale. Domnul să ne dea puterea aceasta, să ne încredem în El și în vremurile acestea. Chiar dacă sunt vremuri grele, Dumnezeu este alături de noi. Al patrulea lucru pe care vreau să vi-l spun, stați liniștiți, va trece și asta. Stați liniștiți, odihniți-vă, atât de mult ne-am agitat și încă ne agităm. Stai! La un moment dat îi spune lui Iosafat, nu ieși la luptă, tu stai, eu o să bag groaza în cei care vin și te amenință. David, nu ieși la luptă, stai liniștit și ascultă prin vârful duzilor când va trece armatele mele. Stai liniștit! De multe ori în psalmi se spune, oprește-te, odihnește-te, stai puțin, stai și privește. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta. Va trece și necazul ăsta. Al cincilea lucru, lasă-te condus de Duhul Sfânt. Nu te lăsa molipsit de frică. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în noi este un Duh de putere. Nu te lăsa molipsit de frică și încrede-te în Duhul lui Dumnezeu. Dacă mi se va întâmpla ceva lucru, dacă nu vrem să trăim teologia asta a drobului de sare, dacă o să luăm și noi coronavirus, dacă o să facem cine știe ce, dacă o să eșuez în nu știu ce situație, dacă voi nu încrede-te în Duhul lui Dumnezeu care este în tine. Al șaselea lucru pe care vi-l spun este să te focusezi pe Iisus Hristos. Pune-L ca țintă și ține ochii numai pe El. Nu pierde ținta asta din ochi. Nu-L scăpa pe Hristos în nicio încercare. Oamenii care au stat cu ochii pe Hristos tot timpul, care s-au focusat pe El, au făcut lucrări mari. Dumnezeu a lucrat cu minuni mari în viața lor. Au fost oameni fericiți. Cei care nu s-au focusat pe Hristos, care s-au focusat pe afacerile lor, pe lucrurile lor, în momentul în acestea s-au dus, dar știți de ce să ne focusăm pe Hristos? Pentru că El e veșnic. Și al șaptelea lucru pe care vreau să vi-l spun, moartea n-are putere asupra ta. Moartea n-are putere asupra noastră, că Hristos a învins-o la cruce și spune, oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Pentru că moartea e o virgulă decât. Pentru că moartea este pentru noi încetarea existenței pe pământul acesta, dar dincolo de ea este veșnicia și Domnul. Nu-ți fie teamă. E adevărat că și eu, că și alții predicatori, că oameni mari, uneori ne este frică, uneori ne este teamă. Lumea, la ora actuală, vedeți, este îngenuncheată. Știu că virusul ăsta nu doarme, că nu va dormi, ne așteaptă vremuri mai grele, dar n-ar trebui ca să ne punem decât în Hristos în nădejdea. N-ar trebui ca să ne temem. Pentru că noi
avem ceva în noi, Duhul lui Dumnezeu. Noi avem neprihănirea și am primit-o în mod gratuit. Să ne ajute Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să fim cu El tot timpul. De multe ori oamenii încerc să le predic anumite lucruri, dar ei nu încerc să le predic pentru ei și pentru alții. Eu în seara aceasta n-am predicat neapărat pentru dumneavoastră și pentru mine. Nu vă temeți, în situația aceasta Dumnezeu are lucrurile în control. Amin.